inima cea mai lumină. Să pășești în drept, că nu ai ce să pierzi. N-are rost să plângi singurătatea ta. Crede-n tine orice-ar fi și tu nu renunța. Noi suntem trupa Taylor, ați ascultat piesa Nu uita, după cum probabil că v-ați dat deja seama. Am să vă invit să-i aplaudați pe rând pe colegii mei, din nu știu de unde să încep, din stânga sau din dreapta. Din dreapta? Din spate! Bine, din spate atunci. La tope, cel mai gălăgios membru al formației, evident, un om cu care cânt de 150 de ani, probabil, cu mici întreruperi, Robert Sabotici! Din Pitești. Tot cu tinerețe? Cel mai tânăr dintre noi, după cum se și vede, nu era nevoie să vă spunem acest lucru. Tocmai ce a terminat liceul. Corect? Ce viață frumoasă. Ovidiu Lazăr, chitară, tot din Pitești. Aici probabil că domnul a terminat eventual doctoratul, nu știu dacă... Zic bine, al doilea doctorat din Drăgășean, dar cu reședința în București, proaspăt tătic de ceva vreme, Victor Iovan, chitară bas! Eu sunt Codruț Croitoru, împreună suntem Taylor, în seara asta vreau să facem cât mai multă gălăgie. Piesa următoare se numește Vinovat. Dar în suflet e toamnă.
bine. Vom schimba puțin acum registrul. Urmează o piesă pe care am scris-o împreună cu colaboratorul meu, textierul Marius Ionescu, este și el aici. Colaborator alături de care am scris și piesa Nu îmi mai pasă, cu care am câștigat împreună cu Dominic Simenescu, mama aia copilul, dar asta e o poveste pe care o vom spune puțin mai târziu. Cântecul se numește Să pot să trăiesc. Piesa următoare se numește Surpriză. Este o piesă care a fost difuzată în premieră pe posturile de radio, Radio România, de către doamna Olivia Sima, Radio România Regional,
către Bogdan Dragomir și le mulțumesc pentru acest lucru. O piesă de la care am primit, iată, niște feedback-uri foarte bune. Sunt strigat. Numele meu îl tot aud. Dacă am început să aud voci, cred că e grav dacă voci care mă strigă, da? Suntem gata? Mi s-a răspuns că se speră că suntem gata și eu sper să nu mai cedeze cureaua la chitară, dacă nu, oricum îl avem pe un video aici. O piesă foarte sensibilă, despre care vă veți face singură opinie, dar e foarte, foarte clar, mesajul este dedicat tuturor celor ce așteaptă mereu o surpriză care să le schimbe poate destinul, bineînțeles, într-un sens bun. Având în vedere condițiile și tot ceea ce se întâmplă în perioada aceasta,
după cum ați auzit, s-a putut asculta un cor de tineri, cor de adolescenți, cor care a fost preînregistrat, pentru că nu am putut să-i aducem pe toți aici, dar le mulțumim pe această cale. E bine, ne apropiem de final, dar nu plecați, pentru că urmează cu adevărat niște surprize. Vă vom cânta acum două piese pe care prima oară tot aici le-a putut asculta cineva la festivalul Hermannstadt. La momentul respectiv nu eram înconjurat de acești prieteni minunați, Victor Iovan, vă rog aplauze pentru Victor, Robert Sabotic și Ovidiu Lazăr. Atunci a fost așa un fel de demo, mi-a făcut o surpriză doamna organizator Daniela Sinărescu și m-a rugat să vă cânt atunci câteva piese. Ei bine, aceste două piese sunt cele pe care vi le vom cânta în minutele ce urmează. Prima dintre ele se numește E furtună între noi. Are cineva telefoane la el? L-am auzit, da? Bine, să le vedem așa aprinsă, că e o atmosferă specială și s-a făcut seară și se lumini foarte, foarte frumoasă.
Mulțumim! Ei bine, înainte de a vă cânta ultimul cântec Taylor din seara asta, vreau să mulțumesc încă o dată doamnei Daniela Simenescu pentru faptul că de atâția ani de zile face acest festival. Eu sunt... M-am emoționat. Ați înțeles. Eu sunt mai mult decât fericit și onorat să fiu pentru a patra oară consecutiv membru în juriul acestui prestigios festival și vreau cu această ocazie, deși cred că am să o fac și mâine în gală, să felicit toți concurenții și toți părinții, să-i felicit pe toți colegii mei care au cântat în recital mai devreme, niște copii senzaționali, vă rog, aplauze pentru ei. Și când ne-o fi mai rău, așa să ne fie, să cântăm o piesă care se numește Mereu Amândoi. Muzica am scris-o tot eu, dar textul l-a făcut un băiat foarte, foarte tânăr, Alex Marin. Haideți să încheiem cu gălăgie multă, deși nu știu dacă vom încheia neapărat, pentru că vom mai avea o surpriză la final. Mereu Amândoi! De dimineață când mă trezesc, numai la tine mă gândesc. De ce nu ești aici acum? Să te sărut aș vrea, dar cum? Să mă uit fix în ochii tăi și să le spun o mie de ori cât de mult simt.
Lumea 34 pe colegii mei. Ovidiu Lazar, chitară! Robert Sabotic, tobe! Codru Stroitorul, solist vocal și chitară. Dar special am sărit peste acest domn, din stânga mea, și cu el cânt, nu chiar de 150 de ani, dar de aproape, facem un secol de cânt. Tot facem diverse proiecte muzicale și în doar câteva zile urmează să fie ziua lui de naștere. Victor Iovan este sărbătoritul nostru în această seară. Și aceasta este surpriza pe care o facem în direct. Ia să vedem dacă putem cânta un refren pe care știe toată lumea, nu-i așa? Pentru că ascultăm de fiecare dată cu foarte multă plăcere. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mai tare! La mulți ani! Cine să trăiască? Victor să trăiască! La mulți ani! La mulți ani, Victor! Acum l-am lăsat cu tortul în mână, să vedem ce face cu el. Sper să nu se apuce să mănânce fără noi. Până când vine cineva să-l ajute pe Victor. Da, s-a rezolvat până la urmă. Vreau să vă spun că acum chiar încheiem. V-am promis atâtea ori că vom încheia, dar v-am puterit, cum s-a spune, într-un sens sper plăcut. Vă mulțumim pentru felul în care ne-ați întâmpinat. Mai ales că ați auzit în mare parte cântece în prima audiție, cântece pe care le-am compus și pe care sperăm să le auziți cât mai des în viitoarele spectacole și sperăm să treacă odată această perioadă. Însă nu plecăm de aici până nu vă voi vorbi despre un eveniment foarte important din viața mea de compozitor. În urmă cu un an, la ultima ediție de până acum a festivalului Mamaia Copiilor, am participat pentru prima oară ca și compozitor acolo, la fel și interpreta pe care am trimis-o, că vă dați seama, nu puteam cânta eu la Mamaia Copiilor totuși, nu? A fost tot pentru prima oară și era și ultima sa șansă, pentru că împlinea o vârstă venerabilă de 18 ani. Și nu numai că am participat, dar vreau să vă spun că am reușit la prima noastră prezență la acest prestigios festival să câștigăm trofeul Mamaia Copiilor la creație, o piesă compusă de mine pe versurile lui Marius Ionescu și interpretată impecabil de Dominic Sinerescu. Și astăzi seară, fără repetiții, fără a avea timp să ne întâlnim, să repetăm, încercăm să vă prezentăm această melodie care nouă ne-a adus foarte multă bucurie. Așa că, încă o dată, vă rog aplauze pentru Dominic Sinerescu. Nu îmi mai pasă! Mulți spun să stau și să-i ascult și toți insistă mult prea mult să fac doar ce vor ei să fac și apoi să pot să refiu păcat. Aș vrea să înțeleagă, dar oricum totul e în zadar. E greu, sunt numai un copil și mă-ți va fi iubit. Dar aș vrea să le arăt că aș putea, că aș putea și-a zbura. Să nu mai pasă,
Denis Ivenescu! Ovidiu Lazar, chitară! Robert Savo din Șove, Victor Evan, chitară, Vasco, Drus Croitoriu, solist vocal, compoziție și chitară. Într-un cuvânt, Taylor! Vă mulțumim și vă iubim! O seară minunată în continuare. Domi, mai ai ceva de adăugat? Șefa, mai are ceva de adăugat. Mulțumim pe scenă, pe doamna. Nu mai urc pe scenă. Doamna. Mulțumim mult, Codruț, pentru tot. Și băieții, mulțumesc. Și mai sunt concurenți? Că dacă nu mai sunt, nu mai citesc. Sunteți? Ok, ce vreți întâi? Cine e în gală sau mențiunile la o familie muzicală? Ce vreți? În gală. Deci la 7-9 ani intră în gală Andronache, Panait, Medeșianu, Luncanu, Ilie, Chirtoș și Roșu. Da? La 10-11 ani Popescu Alisa, Matei Marcus, Neagu Veronica, Mărcuș Ștefania, Șoroaga Andreea, Simioană Beatrice și Iosif Sara Maria. La 12-15 ani, Angelescu, Lemnaru, Ana Maria, Angelescu Eduard, Mladenov, Mario, Buhuș, Iulia Crina, Badea Ștefan, Ion Laura și Costea Denis. Și la ultima grupă, intră în gală, Israila, Neagu, Petrescu, Petrov, Perpelia, Neagoia și Șițoiu. Da? Vă așteptăm mâine să vă luați premiile, da? Și acum, mențiunile, doar mențiunile, premiile le dăm mâine la o familie muzicală. Petricescu Rania. Este? Angelescu Eduard este? Mărcinian Adriana? Gheran Diana? Sălcudiana Rebecca? Adriana, da? Să-l punea Rebecca. Stai puțin, te rog. Bem cu Alexandru. Bârcea Flavius. Și atât. Restul au premiile 1, 2 și 3. Vă mulțumim, o seară bună, mult succes mâine!